Mulțumim. Excelențele voastre, onorată audiență, bun venit la Bathory Fest 2023. Festivalul medieval Bathory Fest a ajuns să fie o carte de vizită nu doar a Șimleului, ci a întregii țării Silvaniei. În deschidere, permiteți-mi să îl invit pe domnul primar ca în gazdă a acestui eveniment să ne transmită mesajul domniei sale. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule subprefect, distinși reprezentanți ai misiunilor diplomatice prezente astăzi aici, distinși invitați de peste hotare, dragi invitați, primul rând, dați-mi voie să vă spun înainte de orice bun venit la Șimleul Silvaniei și bun venit în cetatea Șimleului, pentru că astăzi este vorba mai mult decât oricând despre cetatea Bathory, cetatea care reprezintă, practic, blazonul nostru, blazonul acestui oraș. Cetatea care a dat una dintre cele mai importante personalități, am curajul să spun, care s-a născut în țara noastră, anume regele Bathory. Sigur că nu putem trece cu vederea o astfel de moștenire pe care o avem astăzi la Șimleu și cu siguranță este de datoria noastră ca această moștenire să o punem cât mai bine în valoare. Există într-adevăr două componente întotdeauna, și anume, odată avem cetatea pe care facem eforturi serioase să reușim să o restaurăm, însă există și componenta istorică a personalității regelui Bathory, care s-a născut aici la Șimleu și tot aici a fost botezat. Iar dacă stăm și ne întrebăm cum putem să respectăm mai mult această memorie a regelui Bathory, răspunsul cred că este unul simplu, și anume respectându-i memoria și trăindu-i principiile. Iar dacă ne gândim la regele Bathory, v-aș spune trei elemente. A fost un om care, o personalitate care a fost o piatră de temelie la domeniul educației și la inițiativa sa
au apărut, s-au născut două instituții de prestigiu, anume Universitatea Babeș-Bolyai de astăzi, respectiv Universitatea din Vilnius, din Lituania. A fost un om care a pus preț pe educație și dacă a pus preț pe educație, înseamnă că s-a gândit la viitor și a fost un vizionar. În egală măsură a domnit peste mai multe popoare. A fost un multiculturalist și a crezut în unificare, a fost un rege unificator, iar astăzi cred că mesajul unificării cred că este mai puternic ca oricând, pentru că vedem nu departe de țara noastră ce provocări sunt sub acest aspect și aceste provocări pot fi depășite doar printr-o atitudine limpede și vizionară. Ori regele Bathory Născula și Mleu Silvanie a avut acest lucru și a fost, cum vă spuneam, un unificator. Nu în ultimul rând, regele Bathory a fost un reformator. A reformat sistemul monetar și a implementat un sistem de gestiune unică la nivelul statului în fruntea căruia se afla. Așa încât noi astăzi la Șimleul Silvaniei, memoria sa trebuie să o păstrăm cât mai vie prin tot ceea ce facem. Iar festivalul care a ajuns astăzi la 7-a ediție este o mărturie în acest sens, pentru că încercăm să îmbinăm partea culturală și istorică cu cea educațională. Încercăm de asemenea să creștem de la un an la altul, așa cum ne-am propus și am stabilit încă din anii trecuți. Iar dacă anul trecut vă spuneam că avem perspectivele obținerii unei finanțări europene care să permită acestui festival să crească, anul acesta vă spun că ne aflăm la prima ediție când acest eveniment se bucură de o finanțare europeană, fiind inclus în programul Europa pentru cetățeni, programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori. Tocmai ceea ce vrem să promovăm cu acest eveniment, valori și principii, și cu siguranță noua reușită pe acest subiect ne va permite să dezvoltăm acest festival într-un mod cât mai plăcut și cât mai util pentru toată lumea. Vreau să le mulțumesc foarte mult partenerilor noștri, atât din cadrul proiectului, pentru că Șimleu Silvanie este lider de proiect alături de Nir Bator și orașul Giuf din Polonia. În egală măsură le mulțumesc delegațiilor din Republica Moldova, din Ungaria, care au venit și sunt prezente astăzi aici, iar tocmai prezența lor aici arată că nu doar pomenim multiculturalismul, ci chiar îl trăim aici în cadrul festivalului și îl promovăm cu adevărat. Le mulțumesc din suflet, vă mulțumesc vouă tuturor pentru că astăzi vă aflați alături de noi și cu siguranță împreună ne vom putea bucura de zile frumoase la Șimleul Silvaniei, atât în cetate cât și aici în cadrul acestei recepții, pe care îmi face o mare plăcere și este o deosebită onoare să mă aflu aici în deschidere și să vă adresez acest salut călduros. Vă mulțumesc și bun venit la Șimleul Silvaniei tuturor! Putem spune Vivat Bathory Fest 2023! Domnule președinte, vă mulțumim că sunteți alături de noi la acest festival medieval și vă invităm să ne adresați cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua tuturor, excelențelor voastre, diplomați ai țărilor prietene și vecine, domnule primar, doamnă subprefect, doamnelor și domnilor parlamentari, comandanți de unități militare, doamnelor și domnilor. Pentru mine e o mare bucurie să văd, așa cum spunea și domnul primar, că ne cinstim istoria, că o transpunem prin faptele noastre zi cu zi în ceea ce înseamnă pregătirea viitorului nostru. Mă gândesc la regele Bathory ca la un om care a avut viziunea de a vedea o Europa unită.
Spun asta pentru că a fost principe de Transilvania, rege al Poloniei și duce de Lituania. Așa cum spunea și domnul primar, s-a plecat asupra formării tinerilor și am avut bucuria anul trecut să-l avem în mijlocul nostru pe domnul rector al Universității Babeș-Bolyai, care ne relata din istoria marelui principe de Transilvania felul în care a gândit autonomia învățământului universitar în Transilvania. De aici putem să apreciem mentalitatea și viziunea celui care a fost Ștefan Batori. Pe acest râm Silvan, aici la șimleul Silvaniei, de-a lungul timpului s-au născut oameni atât de importanți pentru locurile în care s-au născut, pentru țara în care s-au născut și pentru Europa. Cu toții au fost vizionari, cu toții au înnobilat țara Silvaniei prin facerile lor, prin mentalitatea pe care au impregnat-o în rândul maselor. De aceea, astăzi este bine să ne bucurăm de tot ceea ce are șimleul Silvaniei, să fim cu adevărat reprezentanții celor care ne-au ales în funcțiile de conducere pe care le exercităm vremelnic și să încercăm să transmitem oamenilor bucuria de a trăi, bucuria de a fi împreună, bucuria de a crede și siguranța de a crede, mai bine zis, în viitorul nostru. Pentru asta nu trebuie decât să urmăm exemplul principelui regelui și ducelui Batori de a ne apleca asupra tinerilor, învățământului și de a munci cu adevărat pentru oamenii pe care îi reprezentăm. Eu mă bucur foarte mult că tradiția merge înainte, că viitorul arată frumos la șimleul Silvaniei. Cu siguranță că este un model de urmat ceea ce se întâmplă aici. De aceea îl felicit pe domnul primar, felicit comunitatea din șimleul Silvaniei și cu siguranță că ne vom bucura și pe viitor de tot ce poate fi mai frumos în țara Silvaniei. La mulți ani tuturor și zile frumoase în continuare! Mulțumim, domnule președinte al Consiliului Județean din Iacu Sălăjanu. În continuare, am plăcerea să o invit pe doamna Adriana Sabo, reprezentant al Guvernului în teritoriu. Doamna subprefect, aveți cuvântul. Excelențele voastre, domnilor parlamentari, domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor invitați, în fiecare an ne întâlnim aici, la șimleul Silvaniei, pentru a celebra memoria celui care a avut un impact puternic asupra națiunilor din Europa Centrală și de Est, Ștefan Batori. Deși este cunoscut în general pentru realizările sale în domeniul militar și politic, a avut de asemenea un interes deosebit pentru educație și cultura umanistă. În timpul domniei sale, Ștefan Batori a promovat dezvoltarea învățământului și a fondat mai multe instituții educaționale. Unul dintre cele mai notabile proiecte ale sale a fost înființarea Universității din Vilnius în 1579. Aceasta a devenit una dintre cele mai mari universități din Europa Centrală și de Est și a contribuit la răspândirea cunoașterii și culturii în regiune. De asemenea, Ștefan Batori a acordat atenție și educației la nivel local. El a sprijinit înființarea școlilor primare și gimnaziale în diferite orașe și a donat fonduri pentru construirea de clădiri școlare și pentru susținerea profesorilor. Prin înființarea Universității din Vilnius și promovarea studiilor, artelor liberale, el a contribuit la dezvoltarea cunoașterii și culturii în Polonia și Lituania. Iată că, la peste 400 de ani, de la eforturile depuse de Ștefan Batori în acest domeniu, interesul în dezvoltarea educației este la fel de actual. Educația este un domeniu în continuă evoluție și fiecare stat european încearcă să-și adapteze reformele astfel încât să egaleze sistemele mai performante. Iar din experiența istorică, modelul Batori ne spune că, indiferent de locul unde ești, poți să performezi și să devii deschizător de drumuri atât timp cât nu pierzi din vedere beneficiarii reali ai sistemului. Copiii și tinerii care intră în sistemul de educație, profesorii care transmit învățătura, iar prin efortul lor comun al acestora,
vom reuși să construim o națiune educată în spiritul vremurilor noastre, orientată spre spațiul comun și cultural european. E firesc așadar să ne întoarcem în trecut, să căutăm modele precum Ștefan Bathory și să le valorizăm, căutând ceea ce ne unește și ne ajută să progresăm împreună, fie că suntem români, maghiari, polonezi, în fapt cetățeni europeni. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Avem onoarea ca la această ediție să fie alături de noi reprezentantul ambasadei Republicii Lituania în România, domnul Donatas Augulis, însărcinat cu afaceri ad interim până la numirea noului ambasador. Doamnelor și domnilor, domnul primar, dragi colegi și prieteni, bună ziua! It's a great pleasure and honor to be here today. Actually, my family and I were willing to visit that place, that city. Este o deosebită onoare pentru noi să fim astăzi aici și mă bucur că vizităm acest loc împreună cu familia. Yeah, so sorry, I will continue in English. I understand the Romanian just foarte puțin, so if you do not mind. Okay, I will translate. Yeah, thank you very much. So it's really a pleasure and honor to be here. We were willing to be here, although I lived here for 3 years ago, but we kind of had no chance, no choice, no possibility. Ne-am dorit să venim în urmă cu 3 ani aici, dar n-am avut posibilitatea până astăzi. So that's why today we feel we are very lucky and extremely honored. Și astăzi suntem și onorați și norocoși să fim astăzi în cetatea Șimleului. Speaking the truth, I've been told that your region is a region of fogs, rains, and lower temperatures, but none of it seems to be true, actually. Am auzit că această zonă este renumită pentru ploi, pentru vreme ciudată, dar nu este așa. Which is, again, even more pleasant thing to explore. Ceea ce face și mai plăcut această călătorie a mea și a familiei în această zonă. The occasion of today, the personality of Ștefan Bathory, or Steponas Batoras, as we call him in Lithuania. Personalitatea lui Ștefan Bathory, sau Ștefanus Bathory, așa cum îl numim noi în Lituania. Ștefan Bathory played a huge role to our history, to our society, to our country as such. Ștefan Bathory a jucat un rol important pentru istoria țării noastre. Establishing universities here in Romania, in Cluj and in Vilnius. Înființând universități aici în România, cât la Cluj, cât și în Vilnius. It changed actually our country, the face of our country. Și a reușit să schimbe înfățișarea țării noastre. Back then, that was the first university in all the region, in all the Eastern Europe. Atunci, la început, a fost prima universitate din întreaga regiune. So most important scientists, students were coming to the Vilnius University, were studying there, living there, creating there. Cei mai mulți studenți veneau la această universitate, dezvoltând cercetarea și studiind la această universitate. And we as a country, and I am as a person, very happy that we have this connection, spiritual, mental, cultural, like Ștefan Bathory. Și noi ca popor și eu personal sunt foarte bucuros că am avut un astfel de mentor și o astfel de personalitate ca cea lui Ștefan Bathory. Here I can admit a small secret which I'm a little bit ashamed of. Aici pot să împărtășesc un mic secret de care mi este puțin rușine. When we were studying history in the high school in Lithuania. Atunci când am studiat istoria în școlile din Lituania. It was always written Ștefan Bathory, Grand Duke of Lithuania. Era scris Ștefan Bathory, Mare Duce de Lituania. King of Poland. Rege al Poloniei. And Prince of Transylvania. Și principe al Transilvaniei. So the Grand Duke is clear, King is clear, but Prince of Transylvania. Mare Duce este clar, la fel ca și rege, dar nu știam de unde vine principiul al Transilvaniei. I have to admit that back then Transylvania for me sounded like a land from the fairy tales which maybe do not even exist. Pe acea vreme, ținutul Transilvaniei era un ținut de poveste pentru mine. And what I found here, that it's really a land of fairy tales, but which exists, which is real. Și ceea ce am constatat este că, de fapt, acest ținut pe care eu credeam doar o legendă, el chiar există, Transilvania chiar există. My family and I, we are really huge fans of Transylvania, of Romania, of its people, of its nature, of its everything.
Noi, eu împreună cu familia, suntem mari fani ai Ținutului Transilvanian, a tot ce înseamnă tradiție și cultură în Transilvania. So, I would like to congratulate you all, to wish a good day here. Doresc să vă felicit și să vă doresc o zi bună în continuare. La mulți ani! La mulți ani! De asemenea, din partea ambasadei Poloniei la București ne-au transmis un gând, pentru că la fel domnul nou ambasador încă nu a fost acreditat, dar cel care ține locul ne-a transmis gânduri bune și succes pentru această ediție a Bathory Fest 2023. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul domnului consul al Ungariei la Cluj, domnul Simon Elert. Stimate domnul primar, tisztelt megyei előjárók, tisztelt diplomáciai testületi tagok, tisztelt vendégek Magyarországról, Lengyelországról, Moldáviából és bárhonnan is érkeztek, tisztelt szilágy somnyújjak. Salut respectos pe toți cei care v-ați adunat la această recepție. Pe rând ai numerat pe toată lumea. Tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa nevében. Vă salut, respectos, în numele Consulatului Maghiar de la Cluj. Az a kiváltság ért engem, hogy immáron negyedik alkalommal képviselhetem a Kolozsvári Főkonzulátust itt Szilágy Somlyón. Am avut norocul să zic deja să reprezint consulatul la 4 ore la Șileu Silvaniei. Szép lassan Szilágy Somlyói tiszteletbeli polgári címre jelentkeznék, hogyha elfogadnak a helyiek. Și dacă se poate, atunci dacă s-ar putea să vă face și membru de onoare al orașului. Na de. El kell mondanom azt, hogy minden évben ez a színes program, a Bathory Fest újabb és újabb elemmel gazdagodik, színesedik. Trebuie să recunosc că an de an programul Bathory Festului devine tot mai bogat, tot mai animat. Ebben a tekintetben nagyon jó úton haladnak, gratulálok. Și vă felicit, sunteți pe un drum foarte bun în acest sens. Egy évvel ezelőtt ugyanebben a vagy hasonló szűk körben álltunk itt. Akkor onnan nevegőszám tot în această sală. És az akkori gondolataimban beleszőttem azt a sajnálatos tényt, hogy egy háború kellős közepén vagyunk, állunk. Și în discursul meu am relatat acest fapt foarte negativ, că suntem într-un război în desfășurare. Ezelőtt egy évvel nem gondoltam volna, hogy ugyanilyen helyzetben leszünk, vagy hasonló, hanem rosszabb helyzetben. Nem crezut, că de atunci tot ne regăsim tot în aceeași situație. Azt kell mondanom, hogy akkor azt mondtam, és most is ezt mondom, hogy én akkor azt kívántam, hogy bár ez a sajnálatos és szomorú esemény ne mérgezné meg a kapcsolatainkat. Și mi-am dorit ca aceste fapte să nu otrăvească cumva relațiile noastre. Ne vegye a kedvünket. Să nu ne debusoleze cumva. És hogy Európa népei újra ne záruljanak össze és záródjanak be a saját berkeikbe. Și ca popoarele europene să nu încerce să se închidă cumva. És azt látom, hogy a szilágysomlyói recept, a szilágysomlyói példa egy jó példa arra, hogy ez nem történt meg. Dar văd că exemplul dat de Șimleu Silvaniei face ca această închidere cumva să nu se întâmple. Mert itt vannak a környező országokból, a közép-európai országokból, mindenki, aki Bátor István fejedelmet, Lengyel királyt, Litván nagyvárosi fejedelmet tiszteli és becsüli. Pentru că sunt aici, din țările învecinate, toți cei care îl cintesc pe marele Bátor István. Bátor Istvánról sok minden elhangzott itt a kultúra kapcsán, iskola teremtői munkájáról. Ezeket nem ismételném meg. Nu așa se repetă activitatea lui legată de cultură, de învățământ.
Ezek mindig nagyon fontos dolgok, sőt, az egyik legfontosabb. Astea știu că sunt lucruri foarte importante, poate chiar cele mai importante. Amit kiemelnék, az a fejedelem reál politikusi szerepe, ami különösképpen aktuális most. Și așa să subliniez, este maestria lui ca un politic, și așa se subliniez acum. Ő nem egy elvont gondolkodású filozófiákba és elméletekbe merült uralkodó volt, annak ellenére, hogy tudós és humanista képzettséggel rendelkezett. El a fost o persoană, deci nu a fost o persoană cu o gândire închisă, care să studieze și să aplice niște principii, hanem gyakorlati politikusként azt nézte, hogy az itt élő népek érdekeit hogyan tudja érvényesíteni. Și el ca politician s-a axat pe faptul ca să reprezinte cel mai bine popoarele peste care domnea. Ez a térség, Közép-Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa térsége. Și această regiune a celor trei țări unde a domnit. Három nagy birodalom szorításában volt. Era înconjurat de trei mari imperii. A török, a turci, Habsburg, Habsburgi, és az orosz. Și imperiul țarista rus. Ebben a harapófogóban kellett megtalálnia azt, hogy az itteni embereket hogyan tudja átvezetni, az országát hogyan tudja átvezetni ezen a nehéz és rendkívüli bonyolult politikai helyzeten. Și relatând faptele acestea, oamenii de aici erau ca și într-un fel de ghilotină și el încerca cumva să depășească și să facă ca să fie foarte bine pentru oamenii acestor nații. Megtalálta a megoldást. A și găsi soluția. Sajnos az ő élete is véges volt, és ezt a politikai művet nem tudta tovább vinni, vagy tovább örökíteni a későbbiekben senki más az elkövetkezendő évszázadokban. Din păcate, după decesul lui, acest model de politică nu prea a putut nimeni să ducă mai departe. Azonban a politikai öröksége most is példakép szolgál a mai politikai elit számára. Și moștenirea lui politică trebuie să fie un model și pentru elita politică de azi. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni a Bátori Fest kapcsán. Nagyon nagy értéknek tartom a város részéről, és mindenki, aki ebben részt vesz, hogy ápolják a történelmet. Așa mai vrea să subliniez un fapt, că cei din orașul și din conducerea orașului se ocupă cu istoria. Főleg a fiataloknak megmutatják és lehetőséget bemutatják azt, hogy a különböző rendezvényeken, felvonulásokon keresztül, hogy milyen volt, vagy milyen lehetett a múlt, és legalább valamilyen elképzelésük van erről, vagy lehet erről. Și prin activitățile și programele din cadrul festivalului, cumva redați cam cum a fost trecutul în aceste zone. És ezáltal a 21. századi fiatalokat is talán ki lehet egy kicsit mozdítani a számítógép, a tévé és az egyéb média szórakozások mellől. Și prin aceste fapte, oarecum și tineretul din secolul 21 reușește cumva să se deconecteze de la telefoane, de la echipamentele IT. Ezt egy óriási lehetőségnek és dolognak tartom. Și mi se pare un lucru foarte bun. Végezetül azt kívánom, în încheiere, hogy maradjon meg Szilágy Somlyó jó szellemisége, să rămână acest spirit pozitiv al Sibleului, és hogy még sok éven keresztül így együtt ünnepeljenek közép-kelet-európai népek, fiai, lányai. Boldogságban, előremenetelben és minden jóban. Și să sărbătorim foarte mulți ani de acum încolo toate aceste popoare în bucurie și în sănătate. Căsă-mă mai tistelul figyelmică. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule consul. Menționați în discursul dumneavoastră că în urmă cu un an ne-am întâlnit aici, în urmă cu un an ne-am întâlnit într-adevăr, dar nu luna iunie, ci luna septembrie. Noi am mutat data evenimentului Bátori Fest din motive raționale și prin faptul că acest proiect european câștigat de primăria Șimleu Silvaniei a impus ca dată de desfășurare sfârșitul lunii iunie. De aceea iată-ne la Bátori Fest 2023, alături de reprezentanți ai orașelor înfrățite,
și am plăcerea și onoarea de a invita primul oraș partener în cadrul proiectului CERV, orașul Ciuf din Polonia, cu care primăria din Șimleu-Silvaniei a semnat un protocol de frățiere în urmă cu câțiva ani și avem ocazia să fie alături de noi viceprimarul comunei Ciuf din Polonia, domnul Tadeusz Placza. Iar ca un simbol al bunelor relații în cadrul acestui proiect european, CERV, noi ne-am pregătit și domnul primar o să vă ofere și o plachetă memorială. Bună ziua! Vă salutăm, prietenii. Please let me continue in English. Dear Mr. Mayor, I read a few words from my mayor. Domnule primar, permiteți-mi să citesc câteva cuvinte din partea primarului nostru din Ciuf. Thank you very much for invitation to the King Stefan Batory Days, Batory Fest 2023. Vă mulțumim mult pentru invitația la Batory Fest, la zilele cetății Șimleu. We are glad we can participate in this beautiful, fantastic event. Ne bucurăm să putem participa la acest frumos și spectaculos eveniment. We are happy we can cooperate with fantastic people, real friends. Thank you for your great reception. Ne bucurăm pentru colaborarea dintre noi, să ne sunteți dragi prieteni și vă mulțumim pentru asta. Working with you is real pleasure. A munci cu dumneavoastră, a colabora cu dumneavoastră este o reală plăcere. We greet Mr. Mayor, the residents of Șimleu and your guests. Vă salutăm cu respect, domnule primar și pe toți cetățenii din Șimleu-Silvaniei. And we wish you pleasant celebration Batory Fest 2023. Sărbătoare plăcută, Batory Fest 2023. Distrativa, salutare din Ciuf. Dziękuję. Al doilea oraș în parteneriatul nostru este orașul Nirbator din Ungaria și avem plăcerea să invităm un reprezentant al orașului să ne spune câteva cuvinte și să primească placheta aniversară. Szaporítani a szót, hiszen elhangzott itt valamennyi hozzászóló részéről az, hogy mi az, ami összeköti az országainkat, a helységeinket, ki az az ember, a Batory, aki ezt kumulálta, és akinek a révén a mai napig ápoljuk a testvérvárosi kapcsolatokat. Mindig nagyon szívesen jövünk Szilágycsomjóra, a legrégebbi testvérvárosunkba, és a jövőben, jövőt illetően is azt tudom ígérni, hogy ez ugyanúgy fog folytatódni, és szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni, és átadni ennek ápolását természetesen a fiataloknak is. Köszönöm szépen! Köszönjük! Mulțumim rezumat, ca reprezentant al orașului de Batory, vă mulțumesc pentru această plachetă. Ne bucură faptul că anual revenim în orașul dumneavoastră și aduc mesajul celor de acolo că noi dorim ca această relație să rămână la fel de strânsă, chiar să se dezvolte și mai ales că în planul tineretului să avem cât mai multe programe. Vă mulțumesc încă o dată! În fiecare an ne face o deosebită onoare și participă la toate sărbătorile Șimleului, nu doar la Batory Fest, frații noștri din Republica Moldova și am plăcerea să-l invit și onoarea în același timp pe domnul pretor Melnik, pretor la preturii Râșcani,
din Chișinău să primească un simbol pe care noi l-am pregătit și este o surpriză, într-adevăr, pentru dumneavoastră. E puțin mai grea. E de pus în bilou. Să particip la acest eveniment frumos de Battery Fest 2023. Am o plăcere deosebită împreună cu echipa mea. Domnule primar, cum și-a spus domnul președinte, sunt ferm convins că această manifestație o să treacă la cel mai înalt nivel. Și cum spunea domnul președinte, sunteți un primar de succes și sunteți pe calea cea dreaptă. Vă urez la toți o zi bună, în continuare să fiți sănătoși și să fim în baza lui Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumim, domnule pretor. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez faptul că orașul Szarvas din Ungaria are cam 33 de ani de relații cu orașul Șimleu-Silvaniei. De aceea, o altă plachetă aniversară va fi oferită de domnul primar unui reprezentant din orașul Szarvas. În fapt, anul acesta, în septembrie, se împlinesc 34 de ani de colaborări cu voastră. Köszönjük szépen, polgármester úr, magasan vezetők, egyházi méltóságok, főkonzul úr, vagy konzulátusról érkező úr. Szarvas város nevében engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Azokat, akik más országból érkeztek ide, illetve a szilárd sólyóiakat is. 34 év az hosszú idő. 34 éve vettük fel a kapcsolatot szilárd sólyóval egy olyan küldöttség élén, amikor adományt érkezett Szarvasról. A 34 de ani a sosit convoi umanitar din Szarvas. Én kb. 16 évvel ezelőtt voltam itt Önöknél. Eu cam de acum 16 ani am fost la dumneavoastră. És azt a fejlődést, amit láttam Szilágysomjón, azért csak gratulálni tudok Önöknek, a helybelieknek. Și vreau să vă felicit pentru dezvoltarea ce am văzut în acest oraș, celor care locuiesc în acest oraș. A vezetőknek. Conducerii orașului. És Szarvas városa nevében kívánom azt, hogy amit elképzeltek Önök, azt meg tudják valósítani. Și în numele orașului Szarvas vă urez ca tot ce v-ați închipuit ca și idei să le puteți realiza. Köszönjük szépen a plakettet, és sok sikert kívánok Önöknek. Vă mulțumesc încă o dată pentru plaketă și vă urez mult succes. Köszönjük szépen. Excelențele voastre, onorată audiență, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la acest eveniment de deschidere a ediției a 7-a Battery Fest 2023. Vă dorim o după-amiază plăcută și sunteți invitați la un moment de socializare. Poftă bună! Ședere plăcută!